Dacă mâine lumea s-ar sfârși, tu ce ai face? Ei bine, eu aș construi un bunker și exact acest lucru îl vom face în episodul de astăzi. Știți bine că ne-am mai jucat joculețul acesta, doar că de data asta avem varianta prolog, adică avem o misiune în plus pe care n-am jucat-o până în acest moment și avem posibilitatea de a construi un bunker mare, și anume acesta de $12,000. Așa că hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă, hai să intrăm aici în joc. Și nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și vedeți, avem o grămadă de spațiu, mult mai mult decât am avut data trecută, să construim acest bunker și să încercăm să supraviețuim. În 24 de ore, lumea se va sfârși aici în joc și noi trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru. Așa că nu mai stăm foarte mult la vorbă și începem să săpăm și să facem aici locul perfect pentru bunkerul nostru. Dar bineînțeles, dacă nu ați apăsat încă pe acel butonaj de like, aș aprecia mult, mult de tot dacă ați face acest lucru, dacă l-ați apăsa. Și fiți atenți, mă gândesc în felul următor: dacă voi apăsați pe butonajul de like, vă promit că o să săpăm toată curtea asta până aici la margine și o să facem un bunker gigantic în care să aibă loc foarte, foarte multe persoane, ok? Hai să vedem cine n-a apăsat pe butonașul de like să-l apese chiar în acest moment. În 1, 2, 3 și like. Sper că ați apăsat acolo cu toții, dar stai așa o secundă, stai așa. Văd pe cineva care n-a apăsat, ia stai așa o secundă. Uite, cineva care stă pe canapea în acest moment și n-a apăsat pe butonașul de like. Și cineva care stă în momentul de față la masă și n-a apăsat pe butonașul de like. Păi ce facem aici? Ce facem aici? Eu mă gândeam să facem o serie cu jocul acesta, dar o să țină foarte mult de like-urile voastre. Adică dacă eu văd multă susținere la acest episod, multe, multe like-uri, mă gândesc să fac o serie. Dar dacă nu, probabil că mă voi juca eu off-camera, știi? Bun, hai să începem să facem niște ciment aici, pentru că o să avem nevoie și mai degrabă să înceapă deja trebușoara. O să avem nevoie de plank-uri cât încape, ia uite-le, și o să trebuiască să le și tăiem. Ne trebuie plank-uri tăiate deja. Așa, două de început ar trebui să fie ok. Și asta o să avem nevoie de ele, dar nu momentan. Momentan treaba e să facem aici o groapă cât mai mare, pentru că până la urmă vrem să avem cel mai mare bunker din cartier. Adică nu știu, chiar nu știu dacă mai are cineva în cartierul ăsta bunker sau nu. Dar față de varianta demo pe care am jucat-o, în varianta aceasta de joc, nu știu dacă observați, dar nu poți să mai golești lopata oriunde vrei tu. Adică dacă eu golesc lopata aici, rămâne nisipul și pământul în același loc. Deci trebuie să te duci așa și să pui aici. Dar merge destul de repede. Oricum o să dureze ceva până când o să săpăm toată chestia asta și o să mai avansez eu off-camera fără nicio problemă. Dar hai să începem și de aici. Ia uite. Așa. Bam. Pentru că vreau să fie o zonă cât mai mare sub pământ. Acum, nu știu dacă cea mai bună variantă e să faci bunkerul în afara, nu știu, adică cel mai bine e să-l faci sub pământ. Asta e părerea mea. Acum să-mi spuneți și voi ce părere aveți. Dacă vi se pare o părere bună să fie deasupra, dar eu nu cred. Cred că un bunker ar trebui să fie clar sub pământ. Așa, și vreau și un hashtag la episodul de astăzi. Vreau hashtagul să fie hashtag bunkerul infinit. Ok? Ar fi tare să fie infinit, dar nu cred că o să fie chiar așa de infinit. Bun. Hai să mergem aici frumos. Să vedem dacă s-a făcut cimentul. Oprește-te. Bun. Avem ciment? Avem ciment. Luăm aici o găleată, să fim pregătiți de orice. Și continuăm cu săpatul. De asta e, sunt curios de chestie. Pot să fac așa și să vărs și pas fac chiar așa, așa? Cred că merge. Că fraierești puțin jocul și vedeți că merge mai repede așa dacă sapi. A? Care-i faza? Cred că am găsit un fel de glitch. Că până la urmă nu pune la fel de mult pământ pe cât ea. Și atunci merge să sapi mult mai repede așa. Ia uitați-vă. Deci am găsit o mică șmecherie, dar șmecheria asta chiar funcționează. Ia uitați-vă câtă groapă am făcut deja. Dar stați să vedeți când o să facem aici frumos chiar bunkerul și camerele. Și o să trebuiască să
echipăm bunkerul cu tot ce trebuie, chiar și cu un sistem de ventilație avansat, adică mult mai șmecher decât episodul anterior, unde nu prea am avut variante, pentru că era varianta demo a jocului, asta e varianta prolog, adică înseamnă că e o variantă un pic mai avansată, tot un fel de demo, pentru că jocul full nu s-a lansat încă, dar totuși o variantă în care ai mult mai mult de făcut. Așa că hai să trecem la săpături intense aici. Ceva de genul ăsta arată în momentul de față. Cred că e suficient, adică nu știu dacă are rost să-l fac și mai mare de atât, pentru că o să dureze mult și probabil mă gândesc că o să fie bazat pe mai multe episoade bunkerul acesta, pentru că fiind atât de mare, vă dați și voi seama că n-am cum să-l fac dintr-un singur episod. Episodul cu bunkerul mic l-am făcut data trecută, dar acum este timpul pentru ceva mult mai avansat. Cred că v-ați dat seama. Ok, mai săpăm un pic de aici și hai să vedem dacă putem să plasăm noi. Stai așa. Placement mode și ne interesează building pieces. Concrete floor. Uite, da, este perfect, perfect. Avem o bucată aici, o bucată aici și să mai facem încă o bucată aici. Zice să fie de 3. Bă, cred că ar fi șmecher. Cred că ar fi șmecher. Sincer să fiu, o să dureze destul de mult asta cu siguranță, pentru că e foarte, foarte mare din 3 bucăți. Data trecută, gândiți-vă că am făcut un singur pătrățel de ăsta. Dar de data asta o să fie mult mai mult. Și ai nevoie de plank-uri și de asta am și tăiat câteva. Pentru că, ia să vedem, 2 e suficient? Nu e suficient, chiar mai ai nevoie să mai tai încă o dată. Și asta o să trebuiască să fac eu pentru toate pătrățelile astea, dar bineînțeles că o să, pentru unele dintre ele o să fie și off-camera, pentru că nu vreau să fie plictisitor pentru nimeni, vreau să fie interesant și să facem cât mai repede. Am văzut că au îmbunătățit felul în care bați cu ele și interacțiunile astea în general arată mult mai bine față de cum arătau înainte. Și o să vedeți că nu doar atât. Așa. Bun, și acum trebuie să facem aceeași chestie și pentru celelalte, deci o să trebuiască să luăm iarăși plank-urile de aici, iarăși tăiem, iarăși ducem și tot așa. Și asta ar trebui să fie ultimele pe care le batem aici. Încă unele și gata. Am terminat cu trebușoara. Deci cam așa arată. Și acum venim așa și punem ciment. Acum să vedem dacă ne ajunge cimentul ăsta. Eu am mai cumpărat niște pungi aici în caz de mai avem nevoie. Dar iată, una dintre ele este deja făcută. Și trebuie câte două găleți per bucată de asta. Cred că o să fie o problemă în momentul în care o să facem toți pereții, pentru că o să fie foarte mulți pereți. Dar ne descurcăm noi, facem aici bunkerul special, pentru că avem 24 de ore și se termină lumea. Și noi avem nevoie să fim în siguranță, așa că avem nevoie de ciment și am văzut că cimentul a cam dispărut. Ai nevoie de cam de două de astea de ciment per învârtire. Deci să mai și să învârtăm. Și până una alta o să avem nevoie de pereți. Deci pereți o să vină așa. O să facem un perete aici, un perete aici, un perete aici. Avem și alte tipuri de pereți. Concrete wall, nu. Deci, na, că până la urmă n-ai cum să ai geamuri. N-ar avea nicio logică să ai geamuri. Dar o să lăsăm unul liber aici, pentru că dacă nu mai poți să treci. Nu poți să treci prin pereții ăștia, chiar dacă nu sunt făcuți. Iar aici avem nevoie de steel beam. Și aici o să intervină aceste bucăți pe care trebuie să le cumpărăm. Și o să avem nevoie de 4 bucăți. Astea sunt destul de scumpe. Destul de scumpe. Eu nu sper să ne permitem acest bunker, pentru că nu mă gândeam că o să fie atât de scump. Dar deja unul dintre pereți este vizibil. Și la fiecare dintre pereți o să trebuiască să facem ceva. Dar în principiu ar trebui să ne permitem să putem să facem trebușoara. Dar destul de scump. Adică chiar nu mă așteptam să coste atât de mult. Bun, între timp cred că s-a făcut și cimentul, dar până una alta hai să ne băgăm pe acest perete. Bam. Și pe partea cealaltă. Perfect. Ia să-l vedem și pe ăsta. Deci vedeți, interacțiunile astea au fost mult mai bine făcute față de data trecută. Data trecută nu erau așa de șmecher. Dar acum chiar zic că chiar merită să joci, că e bine făcut. Bun, aici perfect. Și acum tot ce ne mai rămâne
e să mai cumpărăm steel beams, care, da, sunt extrem, extrem de scumpe. Dar ai nevoie de o grămadă. Că la câți pereți avem aici, vă imaginați. Și pe lângă pereți avem nevoie și de partea de sus, care partea de sus o să fie cu o scară. Pentru că altfel cum o să intri în bunker, noi să trebuiască să punem practic pământ peste bunker și o să ai doar o mică zonă care se vadă. Nu știe lumea că tu ai bunker aici. Dacă lumea știe că ai bunker, te duce vestea. Trebuie să fie bunker secret. Așa, mergem și punem frumos astea. Ia să vedem noi. Și o să mai facem, bineînțeles, și off-camera unele dintre ele, pentru că v-am zis, fiind bunkerul atât de mare, sunt anumite aspecte care pot deveni puțin repetitive. Și atunci, ca să nu devină plictisitor, să fie și unele chestii off-camera. Bun, ăsta o să trebuiască dat așa. Trebuie să le faci la fiecare, știi? Dar trebuie să faci o mișcare dintr-o parte în alta, fără întrerupere. Și să ai grijă cum o faci. Așa. Uite așa. Perfect. Bă, până în acest moment, bunkerul nostru n-arată rău. Chiar deloc. Hai că începe ușor, ușor să prindă contura. Acum o să mai avem nevoie de plank-uri, pentru că pereții nu sunt făcuți încă. Practic doar scheletul. Și până una alta, mai tăiat eu câteva plank-uri aici, pentru că ai nevoie de 4 bucăți per fiecare perete. Și el devine ceva de genul ăsta. După care ai nevoie, bineînțeles, de ciment. Adică e destul de complexă treaba. Nu e chiar așa ușor cu una, cu două, gata, ți-ai făcut bunker. Dar dacă adăugăm și acest ciment aici, iese un perete chiar destul de bine făcut. Punem aici rapid, rapid de tot. Și bineînțeles o să am de tăiat eu o grămadă, o grămadă de plank-uri. Deja am tăiat multe, dar nu o să fie suficient în niciun caz. Ok. Hai să punem și aici frumos. Și ciment o să mai avem nevoie, dar de asta am zis că o să fie mai multe episoade. Posibil, adică nu știu, să vedem cât de mult progresăm azi. Pentru că nu merge chiar atât de repede pe cât mi-aș dori eu să poți să faci chestia asta. Plus că aici o să mai avem nevoie clar de încă un perete. Dar momentan o să rămână liber, pentru că trebuie să avem pe unde să trecem, știi? Atunci mai ce să faci dacă n-ai liber. Bun. Asta trece aici și mai avem încă 2 de făcut și o să-i fac eu imediat off-camera. Și acum urmează partea distractivă și anume crearea de pereți, pentru că trebuie să pui cimentul. Și asta mi se pare cel mai distractiv, când vezi că după atâta muncă, peretele a apărut ca prin magie. Nu cred că e așa în viața reală, dar na, până la urmă ne jucăm un joc. Până un alt, hai să punem aici să mai facă cimentul. Gata. Și nu mai avem foarte mult. Imediat o să se facă și asta. Mă gândesc unde ar trebui să vină ieșirea. Cred că aici o să fie, mă gândesc, în zona asta. Pentru că e mai aproape de casă. Hai să vedem, că nu știu cât durează să se facă astea. Asta se punem aici, că mai avem nevoie să facem un perete și s-ar putea ca și partea de sus să aibă nevoie de asta, deși partea de sus nu e parte de susținere, deci nu știu sigur. Hai să mă stăm rapid să-l avem aici pentru orice eventualitate și ăsta s-a făcut. S-a făcut, dă-l încoace. Și mai avem nevoie de încă 3 bucăți. Una aici. Și să fac o cale să ies mai repede. Sau cred că am văzut acolo că există reset position. Hai să încercăm chestia asta, cred că o să ne ajute. Reset position. Da, uite, ne teleportează automat aici. E și mai ușor că nu trebuie să te mai întorci. Și doar vii așa frumos și pui astea. Bun, și acum avem astea. Hai să vedem puțin ce facem cu ieșirea. Bă, aș putea să fac chiar și aici, sincer, să fie un centru. Cred că hai să fie în centru mai degrabă. Cu scară, cu tot ce trebuie. Uite, ai nevoie de steel beam și aici. Una. Două. Și trei. Aha. Și acum ce ai nevoie? Ai nevoie de welder. Și tot la fel trebuie să sudezi. Bam. Și acum ai nevoie de cut planks. Deci, practic, din nou niște plank-uri. Dar avem deja câteva tăiate. Ia. Chiar sunt curios cum o să arate. A, avem nevoie de 4 bucăți, ok. Și
după ce le-am pus, arată ceva de genul ăsta. Iar acum, bineînțeles, ați ghicit, avem nevoie de mai mult ciment. Pentru că altfel n-ai cum. Ciment, una, bucată și trebuie două găleți. Bă, stai așa că nu mai avem ciment. Aici mereu trebuie să ai ciment, pentru că nu poți să știi. Da, mă amuză cum îți cade orice produs îți comanzi, îți cade din ceruri. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu e foarte realistic. Însă, funcționează. Și acum nu mai avem nevoie de bucata asta de aici să fie liberă. Asta înseamnă că pot aici, într-un final, să fac peretele. Și o să fie pus așa, o să-l fac eu și pe ăsta. Și tot ce ne mai rămâne e să facem zona asta de acoperiș. Dar, până una alta, avem nevoie de 4 steel beams. Și astea sunt cele mai scumpe din joc. Adică, ia să vedem, ne mai permitem câteva? Doar câteva ne mai permitem, că s-au dus bănuți. S-au dus bănuții pe aceste steel beams. Aici trebuie să sudăm. Așa. Dar bunkerul nostru prinde formă. Asta e tot ce contează. Avem nevoie de 4 plank-uri tăiate. Adică chiar astea de aici o să fie bucățile tăiate. Și pe asta o să avem totul făcut, frate. Deci nu-mi vine să cred că o să reușim să-l ducem la bun sfârșit. Pentru că e destul de mult de muncă. Adică, cu siguranță, în viața reală e de 10 ori mai mult de muncă. Pentru că aici doar cât iei cu mouse-ul niște chestii și atât. Când în viața reală chiar trebuie să care aceste lucruri. Astea, sigur, sunt foarte grele și trebuie cărate cu ceva special. Și nu mă pricep foarte bine, dar... Bun. Vedeți ce am zis, că avem nevoie de ciment și să-l punem să facă. Tot timpul ai nevoie de ciment. Ok. Și bam! Și acum bunkerul nostru este finalizat, în afară de partea de sus, care momentan nu e terminată. Dar putem, de exemplu, să punem aici niște chestii. Cum ar fi, de exemplu, o zonă de pat. Ai nevoie să dormi. Facem un dormitor. Cred că o să-l facem așa, secționat. Deci, într-o parte o să fie dormitorul. Și o să avem 1, 2, 3 și nu ne mai încape încă 1. Și la fiecare trebuie să faci câte ceva, cred că. Să vedem. Trebuie și șurubelnița aici. Asta e că e diferit. Ok. Mamă, dar durează mult mai mult decât dura înainte, parcă. Poate nu mai țin eu minte, dar măcar aici nu-ți trebuie materiale de construcție. Adică doar cât înșurubezi astea și ar trebui să funcționeze și să-ți apară patul. Corect? Mamă, câte șuruburi ai de pus! Glumești! Și iată, ca prin magie, a apărut aici patul. Asta nu o să le fac chiar acum, pentru că avem altceva de făcut acum. Avem de făcut restul de acoperiș. Nu mai fac de asta cu scară, că n-are rost. N-ai de ce să ai 7 scări. Cred că o să facem noi concrete wall. Nu concrete wall, concrete ceiling. Și o să fie de asta simplu. Două bucăți. Steel beam-uri, doar 3 ai nevoie per de asta. Deci e un piculeț mai decent. E și tot mult e, dar e mai ok. Așa. Trebuie să mai punem doar cimentul și totul, ca prin magie, este finalizat. Doar că de acum o să înceapă greul, probabil, pentru că jos aici nu prea avem lumină, nu prea avem mai nimic. Adică, uite, arată bine bunkerul, nu am ce să zic, dar avem nevoie și de restul de chestii și asta înseamnă că trebuie să facem un electrical system. Un sistem electric. Să vedem unde putem să-l plasăm. Oare trebuie plasat în afara bunkerului? Nu, cred că logic ar fi că trebuie aici. Da, aparent pe afară trebuie pus acest sistem electric. Așa că hai să-l montăm. Și cred că o să funcționeze pe bază de generator. Pentru că am văzut acolo deja un cablu pe care îl poți folosi. Pe nume ăsta. Hai să ieșim din meniu. Și vii așa. Și gata. Să funcționeze, nu? Îți dai drumul la generator sau ceva? Nu. Și cred că suntem conectați la curent în principiu. Asta înseamnă că dacă eu vin aici și acum încerc să pun niște lumini, ele ar trebui să funcționeze. Ia să vedem, punem aici o lumină. Dar, bineînțeles, și la asta trebuie să faci ceva. La fiecare obiect pe care îl pui în bunker, trebuie să faci câte ceva. Că altfel nu o să funcționeze. Așa. Oh,
trebuie să ții mouse-ul până la capăt. Și ăsta la altă la fel. Hai să vedem, merge? O, merge! Uite că a făcut lumină. Asta e tare, asta chiar e tare. Bun, și în afară de asta mai putem să punem o lampă aici. Blue lamp. Și mai punem una dust. Și cred că o să fie suficient, ia. Tot așa, la fiecare în parte trebuie să faci același lucru. Bun, putem să facem aici și o... un fel de noptieră. Nu știu dacă chiar e noptieră, dar... așa... uite, ceva de genul ăsta. Eu zic că arată bine, frate. 3 paturi, ce poți să vrei mai mult? Bine, putem să facem mai multe în direcția asta, dar... pentru moment cred că o să facem o zonă de mâncare. Care va fi chiar... dacă nu știu care e față și care e spate la chestia asta, dar cred că n-are importanță. Un aici, un aici. Ce avem nevoie? Iarăși cu șurubelnița. Chestia cu șurubelnița e foarte, foarte slow. Adică durează extrem de mult. Fiecare șurub în parte. A zis cu ciocanul, imediat. N-ai treabă. Dar cu șurubelnița... până mâine stai. Până mâine. Și uite câte șuruburi ai la fiecare în parte. Ce mi-a plăcut la jocul ăsta, în schimb, e faptul că... în momentul în care ajungi în bunker... nu am văzut să te mai coste bani să faci chestiile astea. Adică te-a costat bunkerul propriu zis, dar nu te mai costă, de exemplu, dacă vrei să pui ceva de mâncare. Uite, vreau să pun aici niște provizii. Nu văd să mă coste bani de undeva, adică nu mi-arată că m-ar costa. Punem niște provizii, aici punem de-astea. Aici putem să punem de-astea. Asta ocupă mai mult spațiu? Aparent asta ocupă mai mult spațiu. Niște murături, punem aici niște murături așa, frumos, punem niște ton și de ce nu încape aici? Aici de ce nu încape nimic? Uite câte de-astea încap și câte de-astea am încăput aici, foarte puține. Hârtie igienică, clar avem nevoie de hârtie igienică, ia uitați-vă, bam, dar ghiși ce, n-avem un sistem de apă, nu știu dacă o să funcționeze WC-ul ăsta. Cum aș crede eu. Hai să vedem dacă merge. Iară șurubelniță. Voi de capul și de zile mele cu șurubelnița asta. Dar ne descurcăm noi, ne descurcăm. Gata. Ah, ok, doar două șuruburi au fost. Bă, asta n-a fost complicat deloc. Și dacă ne uităm noi acolo pe ce avem nevoie să facem la obiective, observăm că majoritatea obiectivelor sunt deja complete. Adică... putem practic acum să facem ce vrem noi. Avem aici un air ventilation system cu un aer condiționat. Ce vorbești? Să-l punem aici. Aer condiționat, rotate. Ok, și trebuie să... da, cred că este un pic mai complicat. Pentru că trebuie să faci cu conducte și cu nu știu ce. Corect? Nu știu dacă este pe partea cealaltă. Cred. Sper. Hai să facem și un scaun pe aici. Putem să facem chiar un scaun de ăsta de director. Ceva de genul ăsta îl facem. Și cred că cam ăsta e bunkerul pentru moment, pentru că din ce m-am uitat eu pe chestii pe care le poți construi, nu prea mai ai foarte multe variante. Adică m-aș fi așteptat să pot să fac măcar, nu știu, o zonă în care se speli pe mâini sau ceva de genul ăsta, dar și poate nu există pentru bunkere, habar n-am. Nu știu cum funcționează toată treaba. Dar iată, avem și un scaun și uite ca să vă arăt. Cam așa arată chestiile pe care le poți construi. Și vedeți că nu sunt foarte multe. Deci ai pat, table și cam astea sunt. Și asta e zona de afară. Și acum, bineînțeles, tot ce-ți mai rămâne să faci este să iei pământ de aici și să-l pui aici și să acoperi toată asta. Dar nu o să facem asta în momentul acesta pentru că bunkerul nostru este construit. Proprietarul acestui bunker își poate pune tot ce vrea el. Și acum dăm aici pe info și dăm finish. Zice thank you for playing, pentru că, v-am zis, este varianta jocului prolog, adică un demo mai avansat. Și dacă mergem aici la misiuni, vedeți că large orders nu mai avem. Deci trebuie să așteptăm să lanseze jocul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!